dimineața, dragilor, foarte frig, extrem de frig și o mașină extrem de murdară. Păi începem dimineața de marți, nu? Ziua de marți, nu dimineața începem. Așa, băi, avem o... De fapt, n-avem nicio problemă, trebuie să spăl mașina. Stați așa că nu mai știu și eu tâviu. Să spăl mașina. Nu avem deocamdată niciun fel de cursă. Mi-am zis să fac verificarea mașinii și să vin după aia sus. Deci probabil mai durează să-mi încarce un vagon ceva. Băi, astăzi este marți 13. Să vedem cum ne descurcăm cu ziua de astăzi, cu marțiul ăsta. Să sperăm că nu avem probleme. Știi că am obosit, am avut o zi lungă. Vlogul a fost destul de lung, am stat să-l editez. Am dormit destul de târziu, dar când intri în horă joci, ce să faci? Ce să faci? N-ai ce să faci. Așa că, dragilor, merg să spăl și eu mașina, nu mai filmez. Este foarte frig. Nu știu dacă, de fapt, dacă e dezghețat lancia aia. O să văd. Sunt foarte murdare geamurile și oglinzile și nu vreau să stau așa toată ziua cu ele. Fac și verificarea mașinii și ne vedem de îndată ce iau cursa. Așa că nu plecați, să înceapă ziua de marți. Pam, pam, am mai făcut o rimă. Noi ne-am luat cursica. Mergem la Tesco Hinckley. Ia spre sud, spre centru sud. Descărcare e tocmai la ora 1, frate, și de ora 9. Așa că avem timp să ne oprim pe drum, mâncăm și noi ceva liniștiți, fără grijă, fără grabă. Am început la ora 08 și este ora 08:42. Am primit actele. Ok, avem un vagon single, deci mergem pe M1, M69, A5. Nu mai trebuie să ocolim pe A38. Mai bine, că și așa m-a enervat traseul la maxim. Așa ce vagon am și eu, 67022, 67022XC. Bineînțeles, am spălat mașina, a început ploaia sau nisoare, nu știu ce naiba e. Destul de fix, sunt 2 grade. Mamă, se panicați rău ăștia, frate, cu vremea asta urâtă. Adică cu vremea rece, nu urâtă, că n-au ei treabă cu vremea urâtă. Dar sunt panicați cu vremea rece, pentru că ei nu prea sunt obișnuiți atâtea zile să fie foarte... Pentru ei e foarte frig, de fapt. Și culmea, nu știu, mie mi se pare un paradox la englezii ăștia. Merg dezbrăcați, despuiați pe raiței pieptene, dar să moară mă ăsta, când a dat minus un grad, 2, gata, s-au pișat pe ei. Nu mă, primul și noi și răucul ăsta, lăsa să meargă aici. Oh, ce bine, mama, în camionul ăsta, ce-mi plac astea de 66 noi, pentru că astea sunt cele mai curate, de obicei sunt ale tremperilor. Și sunt mai curate, bine, să nu e camionul de tremper, dar totuși. Alea cele mai vechi care deja au sărit de 550.000, 500.000, 600.000 unele. Din 2015 au început să arate deplorabil. Deci nu se mai îngrijește nimeni de ele. Na, probabil le așteaptă pe alea noi. Am înțeles că undeva în martie-aprilie or să apară alea noi. Probabil le așteaptă ca să le înscrie cu număr de 2018, că altfel nu înțeleg de ce nu l-ar fi adus după acum. În fine, mergem să agățăm vagonul, nu mai pun camera, plouă, e urât, ne vedem pe drum, vedem ce mai trâmbălim și astăzi. Haideți cu mine. Băi, după doar o zi în care am scăpat de M1, iată-ne din nou pe M1. Băi, tocmai m-am oprit, am mâncat și eu ceva. Bineînțeles, seara am vrut și eu să mănânc un KFC, n-am găsit. Înțeleg, era și trecut de ora 10 și tot n-au deschis. Așa că am băgat un Subway. Și am dat bătaie. Problema e că mâncam o frică, mi-am luat și eu o cafea. Am zis inițial că nu mi-au și după aia acum m-am luat pofta de cafea. L-am văzut pe unul, a trecut pe lângă mine cu mașina. Și așa avea una bucata cafeluța în mânas și m-am enervat. Asta e. Ataete. Dacă e, mai oprim la zi, la serviciu până în ieșirea pe M69, la Leicester, acolo e un service. Ne oprim în el și luăm o cafeluță. Mamă, ce-i fluierul ăla, frânele. Cam aglomerație pe lucruri pe aici, dar momentan se merge bine. Momentan. Pentru că încă n-am intrat cum trebuie. Băi, o vreme să moară măsa de stat în casă și număra bani. Dacă ai. Băi, vreau să vă zic surprinzător că am pus ieri zi ceasul care l-am luat atunci de Black Friday. L-am pus la vânzare pentru că pur și simplu nu mai folosesc. L-am folosit atunci o săptămână, eram încântat de el, după care nu l-am mai folosit. L-am uitat pe acolo prin casă și am ajuns la concluzia că nu prea-mi trebuie. Adică nu prea-mi trebuie. El mi-ar trebui așa în principiu, dar nu știu de ce nu-l folosesc atât de mult pe cât vroiam. Așa că l-am pus la vânzare și se pare că l-am și dat. În momentul de față aștept confirmarea plății. Dacă nu se confirmă plata până astă seară, deja ceasul e dat, pentru că au fost vreo 7 sau 8 doritori care l-au vrut. Am dat 100 de lire, l-am purtat o săptămână, cred că maxim 2, dar nu cred că. Este impecabil, n-are niciun fel de zgârietură, e totul giugiuc-mugiuc. Și probabil o să mai pun la vânzare, că am găsit prin casă, mai am și telefon, fostul telefon, un S6 Edge, dar care are o mică problemă la slotul de cartelă. Mi-e puțin rupt. Cartela stă acolo, evident, că altfel n-aveam cum să-l folosesc eu. Doar că, na, chestia e puțin ruptă, e crăpată și ruptă. Nu e ruptă de tot, mai cartela stă acolo fără niciun fel de problemă. În schimb, telefonul are câteva lovituri pe marginea de aluminiu, sau cel puțin așa zic ei că e de aluminiu, nu știu dacă o fi. Are niște lovituri. Așa că o să mă uit să văd cam cu cât se vinde unul. Și o să-l postez tot pe pagina personală. La fel ca și ceasul, și pe ăsta îl pot trimite în România. Deci doar în Anglia. Bine, în Anglia nu știu dacă ar vrea cineva un S6, pentru că aici oricum telefoanele sunt accesibile pentru toată lumea. Aici cam toată lumea are doar ultimele modele de telefoane. Aici nu prea se vând telefoanele de low cost sau astea de mijloc, așa, middle range, ca să le zic. Salut. Aici se vând telefoane high-end, adică vârfurile de gamă. Pentru că pentru ăștia nu e un lux un telefon bun. Așa că o să mă gândesc, eu nu știu ce preț să-i pun. Ajung aici la descărcare, o să mă uit un pic cam cu cât se vinde unul și o să-l și postez. O să-i fac, când ajung acasă, niște poze mai în detaliu, ca să vedeți despre ce e vorba. Nu știu dacă, nu mi-aduc aminte să aibă zgârieturi, pentru că am avut tot timpul de-aia zi geam de la peste ecran, dar mai știu că este zgâriat la colțuri. Și vă zic și de ce, că nu sunt genul să vă ascund. Mi-a căzut de vreo 2 ori și mi-a căzut fix pe marginea aia. Și tocmai de aia s-a belit. Băi, astăzi nu știu dacă știți, de fapt bine ați observat probabil din titlu. Astăzi este episodul cu numărul 100. Și am zis că o să mă cam opresc la numărul 100, dar probabil o să mai continui până vineri acum sau până duminică, depinde cum o să muncesc. Dar probabil o să muncesc decât până vineri. Și probabil de acum încolo nu voi mai munci în weekenduri, pentru că na, va veni fetița și vreau să am cât mai mult timp liber și să stau cu ea și să-mi ajut soția. Oricum voi avea 2 săptămâni de concediu de maternitate, cum îi spun ei. Și voi avea timp și eu să mă odihnesc, sper. Toată lumea ne cam sperie cu copilul. Doamne, că nu o să vă mai odihniți, că nu o să mai dormiți, că etc. Eu încerc să fiu așa mai optimist și să spun că nu o să fie așa, dar vom vedea pe propria piele în curând. Ne așteptăm oricând la nașterea ei. Ce fel forează acolo, scoate apa. Nu știu dacă vedeți. A, se vede? Nu știu dacă ați văzut. Nu pot să vă dau camera încolo pentru că sunt atent la drum. Băi, n-am nicio idee unde m-ar putea trimite de aici, de la Hinkley. Mă gândesc totuși că m-ar putea trimite la West Beach. Wisby sau Greensby, habar n-am. Nu știu. Ia uite, frate, au și terminat ăștia podul aici. Aproape. Bine, vorba că au terminat. Ce repede l-au început. A, și cred că o să fac ieșirile de autostradă de aici. Sau o să vină autostrada în coace, cine știe. Deci să-l unește acolo. Mă, ăștia au niște idei. Ideile lor sunt bune, dar au zăpăcit traficul ăsta aici. Am mutăm și noi, că nu mai avem mormoloși pe banda asta. Băi, destule comentarii la videoclipul de ieri, cu războiul între ghilimele între Creierii și Mihai Ionel. Evident, probabil lumea, din ce am văzut acum, mai mult s-au simpatizat cumva cu mine sau cu Mihai Ionel. Dar v-am zis, trebuie cumva să gândești și puțin altfel. Nu neapărat să gândești doar din punct de vedere al lui Cririz. Mai, n-am nimic cu el, o să-l urmăresc în continuare cu aceeași plăcere. Nu sunt genul de om hater sau ranchiunos sau cine știe ce. Atunci pe ăsta ce Bentley are. Săracule! Păi avea o viață grea, hă, cu Bentley-ul ăsta. Ce vrei, boss? Tot pe mine mă clansonezi? S-au stricat. Luați-a și în pulă BMW-ul ăla. Ia uite-te, știu ce frâne i-a pus lui ăla. Bă, futu-ți tranzitul, măi. Păi pe ăla, dacă nu suna, măi, pe ăla cu tranzitul. Futu-ți rasa mătii de prost. Mamă, ce frâne i-a pus. Ăsta-și morții vii, mă. Morții vii înapoi. Reloaded. Morții vii reloaded ăștia sunt. Luați aici Bentley în pulă. Na, că mă aude Criris și zice că sunt un infractor. Luați aici Bentley în trompetă. Sună mai bine așa, a? Stai că acum accelerează muie ăsta. Ia uitați-i pe muie ăsta. Uite, mă, muia muilor. Bă, muie în gât. Băgați-i pula în gură de căcat opărit. Ai mers ca pizda până acum și acum accelerezi. Futu-ți rasa mătii în gât de căcat. Bă, ce opăriți sunt, bă, ce opăriți. Începe să devină porțiunea asta de lucrări mai rău de cum era înainte M1-ul, când erau lucrările de 40-50 de mii, de 80 de kilometri. Și să luați, îți mâncai, îți blestemai zile de în care te-ai făcut șofer. 80 de kilometri nebuneai, te lua capul. A, mă, iar a frânat, mă, frate, ăsta. Da, cred că îl rupe în frâne pe ăsta, să moară mă ăsta, că nu îl rupe în frâne. Uite-l, mă, futu-ți duba mătii. Căcat opărit. Și acum pe cine mai ai boss în față? Da, și acum se termină lucrurile și accelerează normal, ca jigoși. Hai boss, dă-i. Lăsa torul de tot la moale, la vale, la moale, la vale. Oh, Doamne, dacă aș avea o putere, o putere să-i zbor pe ăștia de pe lucrările astea. Băi, după cum am spus, ne oprim și noi aici să luăm o cafea. Și cu ocazia asta ștergem și oglinzile pentru că sunt praștie, frate, nu se mai vede absolut nimic. Deci nimic nu se mai vede. Bine, e și pe geamuri, dar... Bă, la ăștia în Pecon nu găsești de la, frate, să speli tu geamul. Să moară măsa dacă am văzut pe undeva. Bine, că de obicei nu prea ai la ce să le folosești, dar... Uite, acum ai la ce. Ai nevoie. Au. O să văd eu cum fac să șterg eu un pic și geamurile astea. După aia plecăm de aici și mai avem vreo 20 de minute până la Hinckley. Oricum suntem de vreme chiar și așa. Așa că ne mai putem opri. Mai trage și noi de timp cum trag alții. Nu să ajungem doar primii. Omul că nu-i nimic, e un gard. Ia uite-l și pe ăsta, unde te duci cu metre? Te duceai în parapet? Cu banalele tale. Firma asta sunt ăia de banane. Five Face. Au fructe, nu neapărat banane, dar în principiu pentru eu știu după banane. Ca acțipilul albastru. Mamă, cât agropanul. Oh, nu mai eu puteam să-l iau. Hai boss, ce faceți? V-ați popintit aici? Ce caută ăla cu mașina mică aici? Bă, dracu să-l pieptă ne caută. Ai, cu remorcă. E cu remorcă, cu remorcă. Bă, urât e când e... Nămol de ăsta de la sare, de la dreasă-i pieptene. Ne oprim și noi. Aici nu avem voie, pentru că e spațiu pentru agabaritice. Dar ne oprim și noi un pic mai în față. Uite, ne oprim aici. Avem Shell-ul. Mergem, luăm o cafeluță. Și ștergem geamurile. Da. Cum vedeți, nu sunt alea de găleți de alea cu pămătuf de la asta e. Haideți cu mine să iau și o cafea. Ia uite, să zice că nu mai are baterie camionul. Zice așa pentru că e un nebun. Noi avem toate bateriile schimbate cu astea cu gel sau nu știu cu ce n-ai v-au scos ăștia de la Volvo, care țin mai mult. Bine, oricum la mine nu e problemă că nu stăm peste noapte cu ele ne pornește, pentru că oamenii merg non-stop, așa că nu prea e o problemă. Mergeți și voi cu mine să iau o cafea? Mm? Hai, lasă, nu mai mergeți. Mereu să mai țin și camera, e frig. Revin imediat. Moară măsa, dacă n-am spălat degeaba geamurile astea. Cred că cea mai bună soluție este să le las să le plouă așa. Să le dau în jos, că altceva n-am ce să le fac. Stai boss acolo, să trec și eu. Aveam un mac, când am deschis ușile în spate să mă uit la codul ăla de pe paleți, ca să fie cu cel din acte. Aveam un palet de ăsta înalt pus pe spate. Bineînțeles, lângă el mai paleți de ăștia mici. Și am luat câteva viraje de astea mai tare. Aici o să am câteva sensuri giratorii. La Hinkley sper să nu-l vărs. Că mă pun ăștia să-l adun. Uite, frate, aici cu podul ăla. Deci eu nu știu cum rămân ăștia blocați, frate, sub pod. După autostradă aveai semn. Ai odată aici semn. Și după aia, timp de 2 mile, în fiecare sens giratoriu, ai semn. Plus că ai chestia aia cu înălțimea. Adică din când are probabil senzor sau ceva, în momentul în care ai înălțimea mai mare de cât are acolo, 4,5 metri mi se pare, îți se aprinde și un semnal luminos ca să-ți te facă atent, adică îl vezi clar în ochi. Uite, băieți de la Atlas, 3,5 tone. Îți dă și la în ochi, adică bă, îl vezi, nu ești chior. Și tot se duc, frate, înainte și rămân blocat sub podul ăla. L-am mai avut eu, mi se pare, într-un video, de fapt mi se pare. Știu sigur că într-un video vi l-am arătat pe unul care era blocat sub pod. Eu nu știu, nu-i înțeleg, frate. Deci pe ăștia eu chiar nu-i înțeleg. Hai să zici, te întâlnești, nu știu, cu un pod, cum am fost la mine, cu Manu. Ați văzut? N-aveam... n-am avut niciun semn până acolo. Clar, v-ați uitat și voi, probabil care ați fost atent, m-am uitat și eu pe filmare, înainte. În nicio intersecție sau ceva, eu nu aveam semn de pod. Fix ultimul semn ăla de acolo. Ăla, da, frate, zici, bă, a ajuns acolo, n-a știut om. Dar când tot vezi semne până acolo, și tu tot te duci ca ăla prostul, mi se pare extraordinar. Mi se pare extraordinar. Și în plus de asta, să nici nu știi înălțimea ta, adică, bă, până mea, te ajungi și tot nu-ți dai seama, uite, semn aici iar. 4,6 metri. Adică până la 4,69 poate să treacă. Da? Și tot se duc în față. Deci cum s-au făcut geamul ăsta, poate să mai curăța acum. De fapt și oglinda, să-i dăm drumul la încălzire, poate să mai usucă. Uite, aici, bine, ăsta merge așa, când în momentul în care ești mai înalt, ți se aprinde și scrie Overhide Vehicle Turnaround. Și mai e un sens giratoriu, adică poți să e plin de sensuri giratorii, adică poți să te întorci și să-ți iei altă rută. Că ați văzut, când vin cu un double decker, nu vin pe aici. Vin pe sensul celălalt. Pentru că Tesco e chiar fix după podul ăsta. Următorul sens giratoriu. Podulețu. Deci nu știu, frate, sunt atât de cretini ăștia. Păi unde te bași tu, boss, tu? Crezi că mă opresc eu cu camionul în mijlocul drumului să trăiești tu? Nebuna pământului. Și hai să zici, ajungi până aici. Te bagi aici și întorci pe pământul ăsta. Mamă, să fi auzit acum la mine, BOOM! Să mă opresc așa, să mă arunce în cap. ce zicea? Zicea, ia uite-l bă și pe ăla povestea de pod și se oprește în el. Aici aglomerație mare, e nasoală treaba. Voi sta foarte mult timp. Foarte mult timp voi sta. Bine, nu prea mă deranjează, dar nici după aia să-mi dea ceva să plâng după timp, cum se întâmplă de obicei cam pe la mine. La mine cam așa stă treaba mai mereu. Stau pe la încărcare, descărcare o grămadă de timp și după aia, când am de făcut ultimul job spre casă, pun la timp. De unde l-ai? Păi l-ai stat. Hai boss, treci. Repede, repede, așa. Danke, danke. Ilfov. Ce cauți Ilfov? Ilfov, Bilfov. Ia să vedem noi acelișa, dacă ne bagă ăștia direct la rampă sau ne dau, ne zic să ne băgăm la parcare. Referința mea. Hai boss că mă plouă. Ăștia mă și văd. Hai. Hi, reboard al chill delivery. What's your reference? Red 7282D. How many pallet? 24, all for you. Basic. Thank you. Ce prompt a fost asta, basics. Cred că vrea să zică basics. Sex pervers. Așa. Poate să mai șterge geamul ăsta. Nu mai sare de aia, frate, și se face albicios așa, se face urât. Ah. Ca drac. Mamă, ce m-a plouat. Ca pe fraieri. Ca pe gâțcă. Ca pe gâțcă. Dacă mi-a dat și rampă, înseamnă că nu stau eu așa mult aici. E bine, v-am zis că au băgat Wi-Fi, nu? Cam peste tot acum la Tesco, ceea ce este big like. Big like. Bigliche, bigliche. 6-6, unde e 6-6? 4. Mamă, ce liber e, coaie. Coaie, boie. Coaie, boie. Mamă, chiar e liber, frate. Adică gen suntem două camioane, a descărcat 3. Ce om ăștia? S-au îmbolnăvit la creierii capului. M-a băgat el la rampă de double-decker. Dacă devine double-decker, acum ce fac? Stau după mine, nu? Treaba lor. Iar am băgat-o ca o pulă. Iar am băgat-o ca o pulă. Nu știu ce se întâmplă cu mine de la o vreme. Mi-am pierdut îndemânarea. Nu mai sunt zeul șoferiei. Aha. Nu mai sunt de boss. Hai să mergem să deschidem și noi ușile. Doamne, ce picături mari de ploaie. Ploaie, ploaie, coaie, moaie. Doamne, sper să nu fi vărsat vreun palet. Deci te rog eu frumos, ajută-mă. Nu l-am vărsat, uite-l pe fraier cât de înalt e. Și uite cum nu mi-a pus nici măcar bară de aia. Zdrențele. Zdrențele de zdrențe. Nu a rămas la că nu toate firmele astea care, de la care luăm pește proaspăt sau... Da, proaspăt, că la congelat e mai greu și oricum. Bă, toate dau niște folii pe cutiile astea. Bă, zici că fac economie la folie, mă, frate. Bă, dar toate, fără excepție, să moară măsa. Sunt cel puțin ea de la SK Foods, așa se numesc, să moară măsa. Dacă ar putea să nu pună folie și să pună doar cutiile așa, gen Lego, așa le-ar pune. Hai să ne dăm cu ea de perete. Prea tare. Așa. Dragii mei, până aici ați mers cu mine. De fapt o să mai merge și după aia. Dar se termină ăștia cu descărcarea și ne vedem după. O să-mi las aici sirocou pornit să fie cald de mașinuță. Să spun și eu ora la care am ajuns. 12:30 punem, am arătunjit-o. Și kilometri 312 914. 2914. Dragii mei, ne vedem imediat pentru voi, puțin mai mult pentru mine. Să nu plecați. Terminăm repede, 40 minute, 13 și 10, foarte repede am terminat. Să vedem ce ne rezervă viitorul, ce ne spun astrele. Uitați-vă cum s-a făcut geamul. Rebuttal. Hi, I'm Adrian. Hiya. I just finished at Hinkley. All right, just a sec, Adrian. Yeah. In and out, please. 12:30, out now. 12:30 what? 12:30. 12:05. 12:30. All right, sorry, thank you. And please could you go to Ambergate, Lockwoods, whoa, pick up Frozen for Boroughbridge. Can you send me on my TomTom a postcode or an order? It's first time on yeah, well, yeah, I will do, no worries, thank you. Thank you, bye-bye. Cheers, bye. Ce gura măsii măi aia, că n-am fost în viața mea acolo. Lucot, nici ce mi-a zis aia acolo. Mergem cu codul să vedem, Frozen Road pentru Boroughbridge, adică pentru firmă, nu mai face nimic altceva. Boss, v-ați oprit aici tot și eu pe unde mai trec? A? Eu înțeleg că ăsta încarcă aici paleți, dar s-a oprit ca o pulă. Ce are mă ăsta? Mi-a dus eroare de semnalizare la cameră. Probabil s-a întins cablul la un pic mai mult sau cine știe ce. Băi, așteptăm comanda de la fufa asta și mergem acolo, loc nou. Na. Dacă n-am mai primit un loc nou, niciodată. Danke, mă, danke. Danke și aluche. Noi ieșim de aici și ne vrem după azi. În Cotor mergem. Unde or fi ăștia Amber. Amber Food, Amber Dragi. Să-i pieptăne. Azi, mă, parcați în mijlocul drumului. Ce căcați în Amber Food și de stau parcați așa. Sunt tare aiurii toți. Niște prelații pe aici care să opresc în mijlocul curții. Așa, gata, că eu am zăpăcit. Ne vedem imediat. Băi, am făcut un mic research așa pe Google Maps. Se pare că e undeva în zona Nottingham. Undeva între Derby și Nottingham. Ceva de genul ăsta, de-aia postcodul e cu DE, adică de la Derby. Să vedem acum dacă îi ajunge, nu m-am uitat prea bine, dar m-am uitat ca zonă unde e. A, uite, ești mortul viu. Doamne, bine, bă, dacă era unul acolo și schimba banda aia, futu-ți rasa, mătii, în gât de rahat cu ochii. Ia uite-l, mă, frate. Bă, morții mătii, mergi? Mai bine munceam pe banda asta și munceam în fața ta. Tu zrasa, mătii. Nu știu pe aici traseul. O singură dată cred că am ieșit aici în Nottingham. Pentru că mai avem o încărcare undeva la... Ia dă-i tu, mă, în frâne, să vezi ce mă sui eu pe tine. Futu-ți frânarea, mătii. Mai avem un singur... Adică cel puțin eu am făcut o singură încărcare în Nottingham, dar ieșim la următoarea ieșire, nu aici. Să vedem. De unde mă mai duce astăzi? De unde mai mă duc astăzi căile Domnului? În vlogul cu numărul 100 sau în vlogul cu episodul, cum dracu eu, nici nu știu cum e. În vlogul cu numărul 100. Sună foarte mult și chiar e foarte mult. Parcă nici nu-mi dau seama că a trecut așa 100 de episoade. Mi se pare așa, terchea berchea. Da, că acum poate să meargă și el cu 50. Tu zgura, mătii. Băi, eu mor pe frânarea asta așa de însenin, degeaba. Eu nu înțeleg și n-am să înțeleg cât o-i trăi eu pe pământul ăsta. Eu n-am să înțeleg de ce din senin trebuie să frânezi. Adică nu frânezi eu cu un camion care are greutate și se duce în inerție pe orice coborâre și el frânează căcatul de mașină. Of, Doamne Dumnezeule, Doamne. Doamne Dumnezeule, Doamne. Oh, e și în calea mea. Ăsta, eu nu scamă de ăsta. Câteva mile bune, eu nu scap de căcatul ăsta. Te rog eu, dacă vrei să faci stânga, mi-ai face cea mai mare bucurie. Te rog în suflet. Îți dau 10 pounds. Fă stânga. Cu Dumnezeu înainte du-te, fiule, și urmează drumul de stânga și du-te la dracu să te ia. Să nu te mai văd aici și așa. Bă, să moară măsa. Eu am impresia că ăsta m-a dus greșit, mă, adică m-a ocolit mult. M-am băgat până oraș, până Derby și văd că acum mă scoate înapoi în... Ziua a 38 spre Chesterfield. Mi se pare o idioțenie, adică puteam să mă duc pe M1 și să ies, frate, pe zi la ieșirea de Chesterfield. Uite-te și tu. Bă, dă-o morți, mă, că ăsta e A38 ăsta, de aici ieși în M1. Deci dacă... Nu înțeleg, de aici... Până în M1 nu știu cât sunt, mi se pare că vreo 12 mile. Și după aia intru în Chesterfield, adică doar traversez M1. Bă, că mai am 9000, deci e posibil după A38 ăsta să ies undeva. Stânga, dreapta, draci. Dar de ce m-am băgat pe aici, că puteam să vin pe M1 și după aia veneam încoace. Da. Bine, nici nu am stat să mă uit, că nu prea stau, ați văzut doar. Eu mă uit doar când ajung în miez acolo și mă blochez. Hai să vedem ce o fi și unde o fi, unde or fi și ăștia. Mai bifăm un punct nou pe hartă. Au. Bă, puteam să folosesc și banda aia, da. Dar eu bineînțeles că m-am băgat pe asta, pentru că știi cum e vorba aia. Eu sunt un boss. Boss, trebuia să mus pe banda aia, futu-ți rasa, mătii. Că de-aia ai avut două benzi, nu să vin eu după asta. Luați aici Peugeot în trompetă. Da, mă, și uite, ies pe 610. Bă, ce cretinism. Bă, ce cretinism. Boss, stai și tu acolo, boss. Ca să vă fac loc, boss, nu de alta. Boss, 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 boss. Băi, stăteam eu acum și mă gândeam. Eu țin minte că am uitat la o livrare pe aici. Parcă pe aici, nu știu, nu sunt 100% sigur dacă pe aici era. Știu că era un depozit ăsta destul de mare, poate încarc tot acolo, cine știe, și tot așa, știu că era congelat. Habar n-am, nici nu știu ce să zic. Dar parcă tot pe undeva pe aici știu că era. Se pare chiar am și filmat. Să vedem, mai avem 2000, ce avem în față, pod 460, n-avem nicio treabă. N-avem nicio treabă noi. Hai, bossul. Bossul, bossul. Bossul boșilor. E o femeie. E firea drecu să fii. De bagabelă. Bă, nu știu dacă am fost. Chiar pe aici, parcă știu că era puțin mai întortocheala aia. Adică am ieșit, știu că erau niște drumuri, stânga, dreapta, tragi, laci. Dar vedem. Și că din drumul ăsta intrăm direct la ei. Ăsta o fi drumul oaselor. Bă, dar să moară, mă, s-a dat-o iar pe ploaie original. E mai bine că mi-a curățat și mie geamurile. O să mai șterg oglinzile aici la ăștia. Bineînțeles, dacă o să stau în cabine, că dacă mă trimit în vreo cameră să aștept sau să încarc eu, sufletul lui Avram i-am... Opa, limitare de 40, 40 să fie. 40, boss. Aha. Storage depot. Înseamnă că ăla o fi. Opa, opa, Penelopa. Bă, n-am fost pe aici. Deci pe aici sunt sigur că n-am fost. Trebuie să iau repede o piatră în gură. Ia să vedem noi. Dacă nimeni în locul din prima. Dacă e bun. Dacă e bună comanda care ne-a dat ăștia. Bă, dar a început mai tare, mă, ploaia asta. Mă face ciuciulete să moară ce... Uite și aici de ăștia cu smiley face. Bă, dar pe SSD am văzut. Opa, de ăștia de... Zi, foliile aia de pus balocii de paie. Am mai făcut eu o poză și până Scoția și pe A66. De fapt, nu în Scoția, e pe M74 și pe A66. Mișto ideea. Foarte mișto. Bă, ce creepy sunt pomii ăștia așa. Foarte creepy. Creepy, ripi, bibi. Bă, deci pe aici n-am fost sigur. Țineam minte dacă era. Ok, știi că trebuie să facem stânga. Bă, ești prost. Păi pune eu, pun casele ăstora. A, mă, în față. Da, bă, uite acolo, un semn de camioane. Deci e bine, bă. Storage depot. A, uite la ăștia, Lockwood Group. Exact așa mi-au scris și ăștia în comandă. Stai acolo, boss, un pic, că trebuie să intru și eu mai larg. Trebuie să intru mai pe Largareta. O știi pe Largareta? Largareta Margareta. Ok, Lockwood. Dragii mei, mă duc să văd ce scoște aici, cum intru și eu. Și ne vedem imediat. Stați așa 2 secundele. Băi, intrăm aici și trebuie să parcăm la rampa asta de aici. Chestia e că trebuie să ocolesc toată asta și să mă întorc cu faza aici. Probabil că se bag după partea mea la rampă. De să fie ceva mai ușor. Ce-i încărca eu de pe aici? Au. Ok, eu să vin pe aici așa. Deci mă duc până în față, fac stânga, până vin pe aici. Haide, boss! Ok. A, păi știi, am văzut, mă, pe stradă cu vagoanele astea. Ok, și aici unde mă duc, frate? Pe aici? Da, pe aici. Bă, ce patinează să moră măsa. Așa, și mă întorc pe acolo. A? Pe aici? Da, mă, cred că pe aici. Doamne, că încurcate sunt căile Domnului. Hai, boss, păi și eu cum trec de ăsta, frate? Mă spune și mie cineva? A? Credeți că mă poate ajuta cineva să-mi zică cum trec eu de ăsta? N-am nicio șansă să trec pe lângă el, că mă sui pe... Dar unde e, mă, frate, ăsta? Mașina nu cred că e. Mă vedea naibii. Nu clansonăm, că nu clansonăm. Boss, mă vezi și pe mine pe aici? Cred că mă vezi în ambele oglinzi. Și după stânga și pe dreapta. Bă, da, cum... Eu nu știu cum s-a gândit el să o lase fix în mijlocul drumului pe unde nu poate să treacă nimeni. Adică, pula mea. Doamne, ce idee strălucită a avut. Cât a curtea de largă și unde a lăsat-o cu aia. Bă, o dădea mai încolo, o parca pe locuri de parcare, o făcea ceva, nu, frate? A lăsat-o în mijlocul curții. Ce a făcut, mă, frate, ăsta? Vă vine să credeți că stau după ăsta? Două morți, mă, și că așteaptă omul, frate, 1 minut, 2, 5. Dar cât să stau aici? Stau așa ca ăla, prostul. Nu știu ce e în spatele meu, s-a făcut coadă de mașini, frate. Dă-o, mă, morții măsii de treabă. Că stăm și noi aici așa, ce să facem? Să vedem cât stăm. Stai că vine altul din spate. Ce să-i fac ăla? Ce să-i fac ăla, nu știu. Să-l dea la măciucă, ce să-i fac ăla? Doarme pe el. Ar fi cum să fie mașina aia. Tu-s mașina mătii de gunoi. N-am cum încerc să fiu calm, să nu mă enervez, dar nu pot. Bă, deci mă enervează prostia incredibil de mult pe mine. Bă, înțelegeam, n-avea loc unde s-o lase. Uite o morții măsii câta curtea ei, frate. Doamne, pupație și gura ta. Bă, frate, trebuie să fii puțin cretin să lași în așa loc mașina, coaie. Dă-o în pula mea de treabă, că deja nu mai pot. Mă dă ăștia afară de aici, dar mă cac pe ei, dă-o morții măsii. Mă las și eu geamul. Așa dăm și la ăsta. Și uitați-vă și voi, stau mai, sunt cel puțin 3 mașini în spatele meu. Sunt tare curios cum arăta prost ăsta. Aici stau și eu, am deja 4 minute de când stau, 5. Na, că n-aveam cu ce să umplu vlogul, na, că l-am umplut. Stăm, așteptăm să vină un prost. N-acoaie dacă e posibil, bă, fraților. N-ai, ia uitați-o. Doamne, ce el era în mașină, mă. Băgam ea și pula măta. Băgam ea și pula măta și morții mătii. De căcat. Bă, dă-mă morții de ei de mașină, băga mea și pula în ea, mut-o coaie să trecem și noi. Futu-ți morții mătii în gât. Bă, n-ar fi mutat-o, bă, frate, așa. Doamne, mâncați-ai și pula ta cu proștii tăi, Doamne. Mâncați-ai și pula ta cu proștii tăi. Doamnele, uitați-vă, fraților, mâncava și pula voastră. Bă, frate, tu ești sub orice critică, dă-te în pula mea. Băga mea și pula în Dumnezeii mătii. Futu-ți morții mătii în gât de sclav prost. Stă să uită ca pula, bă, stăteai la coada vieții acolo. Bă, nu puteam, mă, să fac așa. Mâncați-ai și pula ta cu șoferia ta, mamă. Mâncați-ai și pula ta. Să moară mâsa când văd specimene de astea, dacă nu... Bă, chiar mă gândesc, bă, chiar eu chiar sunt zeu, frate, eu chiar sunt șmecher. Vale. Lasă-mă să deschid și ușile. Să mă cam chinui, că trebuie să o bag după partea cealaltă. auzi. Băieții ascultă Snap. Ai văzut de pauză. Tu ai puterea că tu încarci. Ia uite ce mașinuțe și John Deere, ce șmechirei. Așa. Da, să punem înaintașii că suntem orbete. Ia să vedem cum o băgăm noi acolo. Pentru că cumva trebuie să o îndrept. Și nu știu cum. Aș putea să o îndrept eu în timp, în loc așa scurt. Pula, mai văd eu ceva în oglinda aia? După partea asta, așa. Vreți să vă zic ceva? Acum aici era bunul ăla cu senzori. Bă. Ce nu-mi plac mie chestiile astea când trebuie să o îndrepti în loc scurt și n-ai cum. Poate acum merge. A? Nu, cred că merge. N-ar pune un frateu. Și e o dungă, de-aia mă pe jos, mă băga și ar pula în ea de dungă. Bă, ei n-au idee cât te ajută o dungă de-aia. Bă, n-au idee. Nu se duc cheile. Băi, ăștia sunt un fel de Speedy Gonzales. Mă, foarte rapid m-am încărcat. Maxim, nu știu, cred că 20 de minute. Ne-am zis și eu că stau o veșnicie pe aici. Deci, probabil o să mai fac ceva când ajung în firmă. Pentru că ajung prea devreme. Ajung în jur de 5 și un sfert cică. Normal n-aș mai avea probleme cu traficul sau chestii de-astea. Dar vedem. Deci o să mai fac ceva. Bine, când ajung în firmă trebuie să mai fac și pauză. Jumătate de oră. Pentru că deja am o oră jumate condus. Mai fac 2 ore până în firmă. 3 ore jumate. După aia de acolo din firmă până undeva nu prea mai am ce să fac. Să ajung repede, așa că va mai trebui să mai fac o pauză. Dacă plec acasă e minune. Gen să plec, ajung la 5 ceva acolo, să plec eu la 18, adică gen să fac asta 10 ore. Nici o șansă. Și așa mâine în ce mai târziu, că de dimineața mă duc la dentist. Probabil o să încep în jur de 9, 9 jumate, depinde când termin la dentist. O să nu ești pe mine pici, ne auzi mai încolo. Român, Vandra Trans, te salut! Dacă îl știe cineva, să-i spuneți că apare în video la mine. Aute, să-și facă un print screen așa când merge, pac. Băi, a apărut soarele, bineînțeles, un soare de ăsta nebun. Prin oglinzi nu se mai vede absolut nimic. Sunt la echipaj, băieți. Mă intru acum cu mașina direct în spălătorie. Sper să nu fie zăpăceală sau să fie închisă. Bine, oricum, dacă e să mai plec undeva, de fapt, sigur mai plec undeva, oricum stau și îmi spăl iar mașina, că nu se mai vede nimic, fraților. Deci e jală. Adică vedeți și voi, nu? E destul de evident că nu prea se mai vede nimic. Am, mă, boss, nu te-am depășit nici acum. Nu dai și tu un țăr, danke. Știam eu că te-am depășit. Știam eu că te-am depășit. Aici e și soare, dar uite ce nori în partea aia. Negru. Mamă, dar chiar că e nor nasol acolo. Băi, ne vedem în firmă, direct în spălătorie. Poate reușim să spălăm și noi mașina. Cu totul, și așa, și vagonul e varză. E praștie. Moară ce pilan, ce soare e. Dar e și frig, frate, sunt 3 grade afară, să moară măsa. Deci așa să-mi pun și eu, am dat peste camera, nu? Am dat. Să-mi pun și eu căciulaia. Mamă, deci uitați-vă ce oglindă am, frate. Bă, nimic nu se mai vede, nimic. Mamă, mergea o poză aici cu soarele ăsta în spate, că am mai făcut eu niște poze aici. Mamă, ce soare, e nebun! Aici e locul meu preferat de poze, și cu emu și cu camionul. Mereu dacă e soare sau ceva, mă opresc pe acolo și îmi fac poze pe pod. Mamă, sper să fie spălătoria dată drumul, să nu fie blocată de ăștia. Bă, dacă m-ar lăsa ăștia acasă, ar fi o ceva incredibil, dar nu cred eu, frate, că mă lasă ei pe mine acasă la ora asta. Mâine, oricum v-am zis, nu? Că încep mai târziu. V-am zis mai devreme. Ar fi giugiuc să stai atâtea ore acasă. Giugiuc-mugiuc. Mamă, ce Scania e șmecheră. Ce tare e făcut aia cu negru acolo. Ce tare se vedea. N-am văzut la niciun până acum așa, decât jumătate de mască neagră. Zici că e așa, te mănâncă, zici că e o gură deschisă. Trec și eu, boss, trec. Boss, ăsta e la mine din firmă, are boss, bo 55 și nu mai știu ce are, WTC, ceva genul ăsta. Boss. Vezi și la ăștia sunt cocalarus. Mamă, ce soare nebun e. E 5, dar e zona industrială aici, este numai la muncă, de așa mai are circulație, care s-a văzut cum e pustietate pe aici. Pustiu. Au. Să scoatem și noi centura. Mamă, acum o să vă bâzie vouă în creier. Uitați așa, să aruncăm și noi cafeluța asta. Mai avem de aruncat multe, dar putem să le aruncăm după aia. Mai am pe aici șervețele de la ștergi geamurile. Ia stai, o să pun eu centura. Așa. Băi, au luat ăștia drumul aici la bariere. Bine, pentru noi e același lucru, că trecem prin ele ca prin brânză, doar vizitatorii stau acolo și acum cum ar veni, le spun ăștia direct unde să se ducă. Nu mai stau să ducă să întrebe la șanter, să stea să parcheze mașina pe mijlocul străzii, pe mijlocul curții, că nu știu unde trebuie să se ducă și tot așa. S-au gândit și ei într-un final să facă așa ceva. Aici au făcut gatehouse, cum îi spun ei. Haide, boss, dă-i cu ea sus. Danke. Danke, șalche, banche. Mamă, cred că e o zăpăceală totală. Că văd că e coada de mașini până aici. Deci cred că e la spălătorie full, în curte full. Exact ce am spus, frate, la spălătorie este coadă, să moară măsa. Și ăsta nu Ăștia nu vor să-i filmez. Stai așa că trebuie să pun camera aici, ca să nu mă cert cu ei. Ce ai, mă, frate, că eu stau la coadă să spăl camionul? Eu nu mă joc. Hai, măi, Lockwood. Anybody? Dacă am căzut și camera. La Store 4. Recurs numărul 4. Până atunci, ne băgăm la coadă. Mai e o mașină în fața mea la spălătorie. Nu știu, frate, stăm la spălat că este jale. Jale! Muncitoare, spală mașina. S-a început toată cu mine dimineața, mi se pare. Și aici este încă unul și o să urmez eu. Hai, boss, la spălătorie, la spălătorie, Ia să vedem noi cum intrăm pe acelișa, să nu dărâmăm ceva. Să văd și eu ceva nou în zilele astea. Uite așa, trebuie să ne oprim cam pe aici. Ce aici la noi în film, aici, gata, aici. Dragilor, până aici ați mers cu mine, mă duc să dau drumul la spălătorie și ne revedem după aia să vedem ce facem. Se spală fraiera. Scăpăm de jeg. Să spălăm și noi toate, să fie frumii, Băi, bineînțeles că nu mă duc acasă, trebuie să aștept din nou, ia uite-mi la camera, trebuie să aștept din nou un vagon single, un vagon normal gol, sau unul la Stoksley, bineînțeles că nu e niciunul, sunt numai decăre. Nu știu ce să fac. De fapt nu știu ce să fac, trebuie să stau. N-am ce să fac altceva. Problema e că iar mă întind așa cu stau pe aici câteva ore și pe aia acolo sunt pe grabă. Ea și încarcă repede, ea și fute-te, ea și răsfute-te. Mă duc să-i întreb pe ăștia pe șantări dacă au vreunul pe la vreo rampă gol. Aici în parcare, nu este nimic. Normal că nu se putea auzi fără puțin futai. Degeaba te bucuri că ajungi în firmă, că îți găsesc ei ceva de făcut. Nu știu, când ne vedem, ne vedem. Fraților, n-am mai filmat nimic. Uite și pe ăsta care mi-a dat vagonul. Băi, este 10:10, tocmai am ajuns și eu în firmă. Am plecat în jur de, cred că 7 din firmă, am stat de o oră jumate până mi-a venit un vagon gol. Aici am stat ceva vreme. Am ajuns acolo pe la 8 fără ceva, am și intrat direct la încărcat, pe la 9 și ceva am plecat de acolo, am încărcat, nu m-am grăbit, aveam timp, aveam vreo 2 ore jumate, puteam să stau, m-am înlăitușat așa, ușor, cât un palet, am vrut să filmez, dar n-am mai filmat înăuntru, ați văzut cum e la Stoksley, bineînțeles, iar m-am jucat cu ăla pe acolo, m-am învârtit și eu. Am făcut și eu drifturi. Dacă cu BMW-ul n-am când și n-am unde, măcar cu ăla să fac. Încă o zi de 15 ori. Băi, n-am făcut astăzi 600 km, am făcut 555 în cap. Încheiem și noi la 10:30, 22:30. 313, 255, 313, 256. Bă, a fost lejeră ziua de azi, dar acum pe final nu mă așteptam să terminat. Bine, când mi-am zis acum la Stopsley, mă gândeam, bă, e un vagon pe aici, mă duc, ajung în 40 de minute, 45 de minute, intru la încărcat, încarc într-o oră și plec. Dar niciodată la meniu nu se potrivește absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Aici n-are cum să meargă totul bine. Ați văzut de atâta timp. Foarte rar să meargă ceva bine. Sau să meargă ceva cum e planificat. Niciun caz. Băi, în seara asta o să dorm și eu mai mult, că mâine... De fapt nu dorm mai mult, că mă trezesc tot. La 8 trebuie să fiu la dentist. Deci tot dracul ei, mă trezesc pe la 7. În funcție de cât de repede termin la dentist, mă și duc la muncă. Toate că ei mi-au zis să vin la 9:30, dar la dentist nu cred că mă ține mai mult de 30 de minute, jumătate de oră. 30 de minute, jumătate de oră. Jumătate de oră, 45 de minute, nu m-a ținut niciodată. 22:10. Bă, știți ce am făcut acum când am venit? Mi-am lăsat mașina să meargă să se încălzească, frate. Deci e un frig, e toată congelată. Arăta în bord, n-am ajuns acolo minus 3,5 grade. E jale pe vale. Băi, mașina nu o mai alimentez, nu am timp, nu vreau. 22:15. Nu am timp, e frig, vreau să mă duc acasă să mănânc, îl văd pe totul, să-mi văd soția. Am și eu treburi de mele. Poate să alimenteze și altul. Mâine dimineață să conduc la mașina asta de aici. Ok, 22:30, 14:30. Băi, de mâine încolo va fi urât pentru că încep târziu și voi termina foarte târziu. Astăzi am condus fix 7:30. Așa că, frații mei peloponezi, ăsta a fost vlogul de astăzi cu numărul 100. Incredibil, dar am dat numărul 100. Așteptam să fie o zi mai special, așa, nu știu, un vlog mai special, n-a fost nimic special decât că numărul 100. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum și o să continui până vineri, nu o să mă opresc la 100 ca să termin așa, cum ar veni la cifră rotundă cu ziua de vineri. Și după aia, nu știu, o să văd dacă mai continui sau nu. Cel bine, nu renunț de tot, nu vă gândiți că renunț de tot. Doar că probabil o să iau o pauză. Motivele le știți, da? Vine un bebel și vreau să văd cum va fi cu timpul și cu absolut tot. Așa că, dragii mei, vă tare mulțumesc. Ne vedem și mâine, puțin mai târziu, dar ne vedem. De fapt, voi nu știți când ne vedem. Pentru voi nu contează dacă e mai târziu sau nu. Asta a fost tot. Vă tare mulțumesc. Ciao, pa!